Dragi tineri, eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. În câteva secunde o să sune o minciună a președintelui Duca, să o ascultăm. Eu lucram la Academia de Științe în calitate de director al Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Minciuna este pe față pentru că dumneavoastră ați luat prima foiță din materialele care vi le-am propus și această foiță reprezintă o copie din carnetul meu de muncă care atestă că din 2002 întâi 11 în octombrie și până septembrie și până în 23 februarie 2005 eu am fost viceministru al economiei. Și domnul Duca mai spune că i-am fost subaltern atunci în calitate de director de agenție. Să știți că minciuna a prins. Și îl întreb pe domnul președinte Duca, cum așa să minți 4 milioane de oameni fără a clipi din ochi, inclusiv pe colegii tăi academicieni care te-au crezut. Un prieten cu vreo oră în urmă mi-a sunat și a zis să știi că l-au crezut pe Duca, spune-le, te rog, jurnaliștilor că erai viceministru. Într-adevăr eram viceministru. Mai mult decât atât, Duca atunci era în subordinea mea în calitate de membru a comitetului. Vedeți, a doua foaie, al doilea material, este o hotărâre a Guvernului privind crearea Comitetului Interministerial pentru Dezvoltare Durabilă și Reducerea Nivelului Sărăciei. Dacă citim aici, președintea acelui comitet era Odageu Ștefan, pe atunci ministru al economiei și vicepreședintea acestui comitet e Veceslav Afanasiev, adică eu, iar între membrii comitetului sunt membrii guvernului, vicepreministri, miniștri, inclusiv Gheorghe Duca ca ministru a ecologiei. Adică el atunci nici nu, când a fost emis, era ministru ecologiei. În 2004, desigur, era o situație foarte grea. A treilea material este o hotărâre a Consiliului Național pentru Dezvoltare Durabilă și Reducerea Sărăciei, care era prezidat de președintele Voronin, pe atunci președintele țării. Țara era aproape de default, moștenise niște datorii uriașe,
de la criza din 1998-99. Vă amintiți, a fost o criză teribilă mondială, financiară. Și se căuta intens ieșire din situație. Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială punea presiuni pe țară și a condiționat revenirea fondului monetar și oferirea de credit de 300 de milioane de dolari, reeșalonarea creditelor țării la Clubul de la Paris cu elaborarea, iată, acestei strategii, strategia de creștere economică și reducerea sărăciei. Această strategie a ieșit exact în acel iunie 2004, în calitate de versiune pentru discuții cu societatea civilă și cu partenerii internaționali de dezvoltare. Ea a fost tradusă în rusă și a fost tradusă în engleză. Până la urmă, această strategie a fost acceptată, eu fiind responsabil și lucrând împreună cu grupul asupra strategiei, zi și noapte, sâmbătă, duminică și sărbătorile. Și desigur, nu aveam eu nicio clipă liberă ca de dragul ochilor frumoși a lui Duca să-i scriu lui note informative sau discursuri. Adică e o minciună. Fiind la Budapesta, într-o conferință a Organizației Națiunilor Unite pentru Economia Europei, în calitate de reprezentant al Republicii Moldova, am făcut o alocuțiune pe acele timpuri când se pregătea conferința, în cartea în care am eu publicat acest material și dumneavoastră găsiți acest material în pachetul care vi l-am dat. Și îmi sună domnul ministru al economiei pe atunci, Marian Lupu, o persoană foarte cunoscută, politica moldovenească, și îmi spune: domnule viceministru, duceți la Academie și participați la conferință cu un discurs din partea Ministerului Economiei. Am încercat să refuz pentru că eram obosit după acea conferință a ONU pentru Europa. Scrisesem în ajun discursul în engleză, dar domnul ministru a insistat, n-am dormit o noapte și am venit la Academie, am citit acest discurs care a fost publicat în această carte. Duca, în 2005, în cartea Contribuții la societatea bazată pe cunoaștere, reproduce cuvânt cu cuvânt discursul meu. Dumneavoastră o să vă convingeți când o să puneți în paralel textul publicat în cartea, volumul de culegeri de la conferință, cu ceea ce e scris în cartea lui Duca. Eu am reprodus și un material și altul și dumneavoastră l-aveți în față. La început acestui an, când era clar că vor fi alegerile Academiei, președintelui Academiei, eu am încercat să fac o analiză a celor întâmplate în știință pe parcursul a 10 ani de guvernare, de conducere a științei de către președintele Duca. Pe mine întotdeauna mă enerva o cifră pe care el o pronunța, că noi, până la un procent din PIB, dacă o să dați din buget, atunci n-o să avem creștere, n-o să simte economia. E o minciună sfruntată, pentru că în multe țări știința se finanțează până la un procent din PIB, 0,7% din PIB, 0,8% în cele mai dezvoltate țări, dar restul, până la 3% din PIB, care sunt cheltuielile pentru știință în aceste țări, sunt din faptul că se atrag banii din industrie, din economia reală. Căutând aceste cifre în cartea aceasta a lui Duca, am dat și de plagiat. Plagiat găsind, am scris scrisoare la AGP, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Am primit răspuns de la doamna Lilia Bolocan, în care scrisoare este foarte clar scris că legea cu privire la dreptul de autor și conexie, numărul 139 din
2 iulie 2010 spune: legea interzice preluarea integrală a unor opere protejate de dreptul de autor fără consimțământul autorului. În aceste condiții, conform articolului 54 din legea numită, orice valorificare a obiectelor dreptului de autor se consideră nelegitimă dacă are loc încălcarea acestor drepturi. Iar orice exemplar al obiectelor dreptului de autor, a cărui reproducere și distribuire atrage încălcarea acestor drepturi, se consideră contrafăcut. Respectiv, încălcarea drepturilor de autor atrage răspundere civilă, contravențională și penală după caz. Astfel, orice persoană care are pretenții în privința valorificării unui obiect al dreptului de autor are dreptul să inițieze acțiuni în instanță de judecată competentă și să solicite recuperarea drepturilor lor, constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciului prin stabilirea unor despăgubiri, inclusiv prin achitarea unor compensații de la 500 până la 500 de mii lei pentru dreptul încălcat. Eu nici nu i-am dat consimțământul să publice ceea ce mă aparține. El n-a făcut nicio trimitere la ceea ce am scris eu în 2004. De aceea este foarte clar că mi-am încălcat dreptul de autor și eu am să-l atac în judecată. Îmi pare foarte rău că un președinte de academie se ocupă de aceste lucruri murdare. Ce exemplu dă el pentru cei tineri care vin în știință cu gânduri nobile să se sacrifice în numele adevărului? Ce exemplu dă el chiar acelor elevi pe care doamna ministru Sandu îi preîntâmpină că îi vor alunga de la BAC dacă vor copia? Cine va vindeca pe președintele Duca de patima copiatului? Eu mă adresez domnul prim-ministru Leancă. Domnul Duca este și membru guvernului. În Germania, țara care este exemplu de corectitudine, doamna Merkel a avut foarte mari probleme cu mai mulți miniștri. Ministrul Educației și Științei a fost concediată pentru plagiat, care plagiat l-a făcut cu vreo 30 de ani în urmă. Ministrul Apărării, chiar președintele țării Germania, a fost admisionat din cauza că a admis plagiat. Plagiatul este cea mai urâtă, cea mai dezonorantă și cea mai păguboasă ocupație în știință. Pentru că dacă cineva fură o casă, un teren, de ce e învinuit, apropo, fost președinte Duca de mai mulți în mass media, asta e puțin față de ceea ce se întâmplă când omul fură idei. Pentru că ideile se multiplică, de la idei ai redevențe, de la idei ai posturi, funcții și ceea ce îți aduc beneficii. Și acest lucru, stimați membrii Asambleei care veți vota pe 17 aprilie, luați în considerație. Vă acoperiți de o mare rușine dacă admiteți acest vot pentru un plagiator. Dumneavoastră o să aduceți prejudicii nu numai științei, o să aduceți prejudicii și dumneavoastră personal și tinerilor care sunt discipolii dumneavoastră și așteaptă modele de corectitudine și demnitate. Eu am publicat în Moldova Suverană de pe 8, 9, 10 acest caz de plagiat. Va mai urma. Vreau să vă spun că
La Academie am nimerit la invitația președintelui Duca la începutul anului 2005, precum v-am spus. Terminasem de scris programul național Satul Moldovenesc, pentru care am fost responsabil și dânsul îmi suna la orice ora zile și nopții și mă întreba când vii la Academie. Am venit, am revenit la Academie, pentru că toată viața am petrecut-o în Academie și acolo mi-s toți prietenii, colegii și ceea ce am făcut cu mare plăcere, am făcut cercetare științifică. Nu mi-a plăcut această funcție în stat, viceministru. A fost și obositoare, dar și, cum să spun, nu pe așteptările mele și pe dorințele mele. Când m-am întors, președintele, la început, noi am organizat Agenția pentru Inovare Transfer Tehnologic, care era fondată, dar încă nu era organizată. Am elaborat împreună cu juriștii Academiei legea cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare. Adusesem rezidenți, reușisem să obținem înlesniri foarte importante pentru acești rezidenți din mai multe țări. Era vorba de investiții de 10 de milioane, înlesniri la scutirea de TVA pe 5 ani, scutirea de impozit pe venit și așa mai departe. Și la un moment dat, adică mergeau lucrurile, la un moment dat el îmi spune, du-te, du-te și du-te. Unde să mă duc? Până la urmă am plecat în post, în vacanță pentru a elabora o teză de doctor habilitat. A fost așa ca un compromis. Dar vreau să vă spun că chiar lucrând cu Jucencov, fostul președinte înainte de domnul Andrieș al Academiei, n-am întâlnit o atitudine atât de neomenească. Cu președintele Jucencu am scris două cărți, v-am copiat titlurile acestor cărți, se referea la energetice analize selskom hazaistve. Aceasta era o direcție în rusește, cum se făcea atunci, era o direcție nouă în fosta Uniunii Sovietică, lucrările acestea erau primite foarte bine. De ce dau acest exemplu? Pentru că președintele Jucencu nu s-a rușinat să puie numele alături de mine, pentru că eram tânăr, 27 de ani. Duca s-a rușinat. N-a făcut nicio referință. Faceți comparații. Altceva este că când au venit vremurile noi, când a venit perestroica, s-au început discuțiile despre limbă la papet, au fost tezele din octombrie, cine își amintește, care sunt de vârstă mai înaintată și amintesc, cei care ascultă membrii Asambleei și amintesc, și s-a decis în Institutul lui Jucencu să fie o adunare care ar fi un model pentru toată Academia în privința limbii și alfabetului. Eu m-am pronunțat, aveam poziții bune atunci, m-am pronunțat pentru limbă și alfabet. Atunci când era foarte primejdios să te pronunți, și de atunci Jucencu m-a abandonat total, nici nu se saluta cu mine, dar acel exemplu al institutului nostru a fost pentru toată Academia și Academia s-a împotrivit. De ce vă vorbesc acest lucru? Pentru că Duca acum se declară mare pro-român. Și cei care sunt patrioți în Asamblee prețuiesc acest lucru. Dar multă lume a observat, în timpul lui Voronin, el era pro-comunist și moldovenist. Cum a plecat Voronin și au venit democrații? El s-a transformat în pro-român și democrat. Fiți atenți la această metamorfoză și asta luați-o în calcul. Dar articolul acela care l-am scris în Moldova Suverană, el se numește candidatul pseudo-legitim Duca, plagiator Sadea și manager eșuat. De ce este plagiator? Dumneavoastră o să vă convingeți, o să spuneți textele alături și o să vedeți că m-a plagiat cuvânt în cuvânt. De ce consider că el este un manager eșuat? Simplu motiv că
în timpul administrării științei de către conducerea Duca, numărul angajaților în cercetare, numărul cercetătorilor științifici, anume cercetătorilor, nu tuturor, s-a redus de 2 ori, pe când finanțarea a crescut de 4 ori, pe 2003 până în 2013. După ritmurile de creștere a finanțării în Republica Moldova, țara noastră a ocupat în primul deceniu a secolului 21 primul loc în lume. Și asta este într-un tabel în aceste publicații din Moldova Suverană. Nimeni cu așa viteză nu creștea cheltuielile pentru știință. Dar în rezultat s-au redus cercetătorii științifici de 2 ori și au îmbătrânit. Dacă și-au îmbătrânit anume acei cercetători științifici care sunt cei mai valoroși cu titluri științifice. Dacă în 2003 erau 25% mai în vârstă de 60 de ani dintre doctor și doctor habilitați, în 2013 erau deja 40%. Cel mai urât stau lucrurile și mai trist cu doctorii habilitați. Ei acum, în măsură de 67%, sunt peste 60 de ani. Adică comunitatea științifică a fost înjumătățită, îmbătrânită pe timpul lui Duca și, aș adăuga, demoralizată. Fiți atenți, vă rog, aceștia sunt oamenii cei mai valoroși din societate. Ei produc idei, ei produc invenții, ei trebuiesc întineriți, ei trebuiesc susținuți. S-a făcut exact invers. S-a majorat prăpastia, infernal s-a majorat prăpastia dintre știință și învățământul superior. Pe simplul motiv că numărul celor angajați în cercetare din universități a căzut nu cu procente, dar de multe ori. De exemplu, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițianu, numărul de cercetători a căzut de scăzut celor angajați în cercetare de 6 ori. Universitatea de Stat din Moldova de 14 ori. Universitatea Tehnică a Moldovei, aici mai puțin, de 1,3 ori. Dar Universitatea Agrară de Stat de 8 ori. Academia de Studii Economice de 10 ori. Și asta, în timp ce Duca la tot colțul se laudă că s-a integrat în știința europeană. Știința europeană se face în universități. El a rupt aproape definitiv legăturile științei cu universitățile. Știința se face în Europa, în universități, pentru că acolo este o combinație în universități de tineret și cei în vârstă. Combinație armonioasă. Tinerii aduc energia, tinerii aduc curiozitatea, elanul, cei în vârstă aduc experiența și, fiind în universități, se face o știință adevărată. Nenicescu, un savant român de tare mondială, chimist, spunea, dacă vrei să faci transmiterea științei, adică să înveți studenții, trebuie să faci știință. Cel puțin să încerci să faci. Pentru că mintea studentului nu e un rezervoar care trebuie umplut, e o candelă care trebuie aprinsă. Ronald Reagan, fostul președinte a Statelor Unite, unde tot știința se face în universități, spunea că America dă bani universităților nu pentru că este bogată. America dă bani universităților. America e bogată pentru că dă bani universităților. Și făcând această prăpastie și mai adâncă dintre universități și știință, și Academia de Știință, președintele Duca pur și simplu instaurează un model arhaic, ruso-sovietic, care s-a dovedit a fi total ineficient.
Opriți-l pe Duca. De acest genocid a științei noastre și de dispariție științei din universități. E un mare pericol. Mai mult, nicăieri în lume nu există ca Academia să îndeplinească rolul de minister, cum se întâmplă la noi. Acest rol de minister iarăși a fost introdus de președintele Duca în codul cu privire la știință și inovare, precum el și-a introdus al treilea termen nelegitim, la care pretinde acum. Dacă știința este condusă de Academie, așa cum se întâmplă la noi și nicăieri în lume, acesta înseamnă un conflict de interese clasic. Adică, Academia execută, face știință, face cercetare, Academia se evaluează, Academia se finanțează. În baza acestei evaluări, desigur că el se evaluează la nivelul cel mai înalt, pe nota 10. Acest conflict de interese trebuie rupt. Balticii l-au rupt încă în 90, când încă nu erau independenți, dar își proclamase numai suveranitatea. În țările baltice, modelul științei este cu totul altfel. Este un model european. Ca în toată Europa, știința este condusă de Ministerul Științei și Educației. Există un Consiliu Național pentru Știință care este independent și unde sunt experții care fac evaluarea științei. Finanțarea, monitorizarea se face de către minister, se controlează, iar execuția științei se face în universități. Și acolo succesele acestor țări baltice sunt evidente. Estonia e un exemplu pentru toată lumea de dezvoltare a țării în baza societății informaționale, tehnologiilor informaționale. Pe când la noi se întâmplă niște lucruri cu totul inexplicabile. De ce eu îl numesc pe dânsul un manager eșuat? Pentru că în știință, numărul de brevete de invenții din 2004 până în 2013 a scăzut, obținute, brevetele. Finanțarea, precum v-am spus, a crescut de 4 ori. Adică la fiecare milion se obțin de 4 ori, de 4 ori și jumătate mai puține brevete. Așa în lume se evaluează. În baza de date Scopus există așa un rating a publicațiilor. Savanții moldoveni în 2003 ocupau locul numărul 91 după numărul de articole și importanța lor. În 2013 au decăzut până la 103, adică au scăzut cu 12 puncte. În pofida faptului că au fost aceste uriașe injectări de finanțe mereu crescânde. E succes sau e eșec? Sigur că e un eșec lamentabil. Alt exemplu este foarte clar pentru orice țăran, roada la hectar sau productivitatea culturilor agricole în instituțiile științifice și în, în loturile lor experimentale și în practica economică, adică la fermieri, la țărani, la întreprinzătorii agricoli. În 2011, în medie, pe toate culturile, cum ar fi grâu de toamnă, porumb, pomi fructiferi, viță de vie și așa mai departe, tot ce crește la noi, iată, această comparație a fost în defavoarea științei cu minus 12,5%. În lumea civilizată, în țările dezvoltate, ca regulă în știință, se aplică cele mai performante tehnologii, cele mai productive și rezistente soiuri și hibrizi după potențialul lor genetic. Și acolo, în loturile experimentale științifice, productivitatea roada la hectare este de 30-40% mai mare decât la fermieri. Eu am văzut în Anglia, în 2002, la universități, la toate universitățile, am văzut săli
unde fermierii preluau experiență de la universități ca să-și crească roada lor, să o apropie de ceea ce au universitățile. La noi se întâmplă invers. Și mai mult decât atât, ce se întâmplă? Numărul celor care sunt angajați în institutele de cercetare agricolă a scăzut în perioada guvernării de 10 ani al lui Duca, aproape de 3 ori. Asta e o prioritate a țării. Asta e nucleul economiei naționale. El a redus de mai multe ori numărul de instituții științifice agricole, urmărind ideea, nu știu cum să o numesc eu, să fie mai moale, absolut eronată, că în institutele mari se face știință mai bună decât în institutele mai mici. Și pe lângă faptul că a fost redus numărul angajaților, s-a redus numărul acestor institute și s-a făcut un talmeș-balmeș, ca de exemplu, Institutul de Tehnologie Alimentare a fost unit cu Institutul de Pomicultură și Viticultură. Adică a dispărut unicul institut care se ocupa de procesarea materiei prime agricole, pe când Republica Moldova are nevoie de tehnologii performante de procesare. Numai țările cele mai nedezvoltate, cele mai înapoiate exportă materii prime. Cele care se pretind că sunt cât de cât dezvoltate, ele prelucrează și măresc valoarea adăugată a produsului, exportă și îmbogățesc țara. Adică nu este nicio coincidență cu prioritățile de dezvoltare a țării. Noi, având cea mai bolnavă populație din Republica Moldova, numărul de cercetători în medicină a fost redus de 2,3 ori. Noi avem o criză identitară enormă. Știți de acest lucru. Criza identitară este cea mai periculoasă. Încălcarea securității identitare este cea mai periculoasă încălcare. Pentru că nu atât de importante, adică sunt importante și securitatea alimentară, și securitatea energetică, și securitatea militară, dar cea mai gravă este securitatea identitară. Și ce face Duca? Reduce numărul de angajați în știința umanistă de 3 ori. Iar acum se declară mare român și face jocul monumentelor în fața Academiei. E o provocare perfidă, caghebistă, acest joc, anume atunci când țara se pregătește să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Asta e îndreptată direct la dezbinarea societății. Ce faceți, domnul Duca? Noi mai avem încă 25 de minute, eu termin acum. În două cuvinte termin. Deci, eu vă rog să termin și pe urmă îmi dați întrebări. Eu într-un minut termin. Vă rog frumos. Da. Deci, eu v-am invitat într-o oră, vă rog. Înțeleg. Deci, de ce se întâmplă așa? Pentru că din start au fost încălcat principiul de conducere a unei sfere. N-a fost elaborată strategia dezvoltării științei. Nici până astăzi nu este aprobată de guvern vreun draft de strategie care este obligatoriu și stipulat în codul cu privire la știință și inovare. Mai mult, și termin cu asta, strategia inovațională a țării a fost aprobată abia în 2013, în septembrie, și fiți atenți, această strategie a fost elaborată nu de Academie sau de altă instituție științifică, dar de ONG-ul Expert Group. Ceea ce demonstrează că știința se face mai bine în grupurile mici, dar talentate și bine selectate. Cu aceasta eu închei și vă mulțumesc. Poftim întrebări. Deci, dacă vă apropiați, eu vă arăt.
Da, iată, iată cartea vie și iată altă carte vie. Și eu vă arăt textul. Da, 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 desigur. Dați eu să vă arăt. Aveți ceva, da, da. Textul dumneavoastră și apoi da. Textul... Da. Iată aici. Textul meu, scriu. Toți care au luat, vă rog, eu am să scriu, că nu-i mult. Textul meu, textul Afanasiev. Afanasiev. Așa. Și textul Duca. Poftim. Ei se deosebesc foarte clar. Iată, aici e scris Duca, aici e scris conferința științifică, valorificarea rezultatelor științifice. Și puneți alături și citiți. Cineva să vă citească și dumneavoastră să urmăriți că e cuvânt cu cuvânt. A copiat omul. Și încă zice că nu copiați. Dumneavoastră l-ați găsit, da? În pachete. Dați eu să-l scriu. Dați să scriu. Ia-ți vă rog, cine ne-a găsit? Da. Eu care mi-a spus, domnul Duca zicea că în cartea dumneavoastră e spus că ar fi la conferință acest text. Adică ar fi menționat conferința la care s-a spus textul. Tot e o minciună sau... E minciună. E foarte bună întrebare și vă mulțumesc enorm de ea. Că uitați-mi. De acest aspect. Deci, la acea conferință, apropiați-vă, vă rog, el a avut un cuvânt de deschidere. Uitați-vă. Vedeți? Duca, cuvânt de deschidere. A pronunțat cu totul alt text. Dar în această carte a lui, el scrie că la aceeași conferință el a spus ceea ce am spus eu. Înțelegeți cum s-a prins el și de data aceasta? În modul cel mai urât. Chiar m-am uimit. Poftim încă întrebări. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Luați cine... Eu vă doresc câte o carte. Deși v-am să-l atac în judecată. Cum altfel? Pentru că răul trebuie pedepsit. Altfel el se extinde. Și în Biblie e scris, dacă poți pedepsi răul și nu-l pedepsești, ai păcat. Poftim? Vă răspund. Deci, Angela Merkel, pe care am pomenit-o, și-a demisionat doi miniștri în 2011, ministrul educației și ministrul apărării, pentru faptul că ei au plagiat. Prima ministrul educației a plagiat cu 30 de ani în urmă. Care învechit? El nu are prescripție în timp, cum știți, este în jurisprudență acest termen. Dacă plagiază, asta e o crimă din cele mai grele și ea nu are termen de prescripție. Vă spun de ce. Eu am explicat acum când am vorbit. Deci, la începutul acestui an, ascultați atent, la începutul acestui an, eu am început analiza. Iată, în această carte se demonstrează că eu nu sunt străin politicilor științifico-tehnologice, adică m-am ocupat cu ele în ultimii 15 ani. Am încercat să analizez cât de reușit, cât de eficient și cât de productiv a fost condusă știința și s-a activat în știință, contrapunând rezultatele cu cheltuielile. Așa se face în orice domeniu. Și știind că Duca mereu scâncește și cerșește bani în baza că nu are până la 1% din PIB, am căutat în această carte unde are el înscris, că numai el auzea. Și când am început a căuta, dau de plagiat. Și vă spun cum s-a întâmplat. Iată, aici notițele astea foarte, să zic așa, la fiecare aliniat. Eu citeam și la un moment dat îmi dau seama că undeva am întâlnit acest text.
pe urmă, a trecut mult timp, da, pe urmă mi-amintesc că l-am scris în Viena, în Budapesta, cum v-am spus, la o conferință aceea cu ONU economică pentru Europa. Și zic, stai, frățincă, că tu m-ai copiat cuvânt cu cuvânt, cum se poate? Iată cum am descoperit eu, că dacă nu mă apucam să fac și, sau nu, s-ar fi întâmplat să fiu foarte ocupat, cum am fost în ultimele două, trei luni, eu puteam să nu găsesc niciodată, că eu n-am nicio poftă să-i citesc operele lui Duca, cu atât mai mult că nu el le-a scris. Eu aici aduc și un exemplu, că Duca declară, are 1700 de articole scrise, 150 de brevete, 70 de monografii și îl compar cu Freud și Einstein. Știți acești faimoși și geniali, oameni de știință. Aceia au avut 340-350 de articole toată viața lor. Iată așa scrie și copiază Duca. Plăcere!